cerbici care se iubiți într-o Hristos, toate surori, primiți fericitele noastre cu toate sărbătorile de viață care deja au trecut și care în bună înțelegere, în liniște, în pace și în bună sănătate le-am de trecut. A fost o bucurie pentru noi toți, începând cu nașterea Mântuitorului Hristos, cu anul nou, cu botezul Domnului și cu sărbătoarea întâlnată Sfântului Apostol Sfântului Mergătorului Ioan Botezătorul, care este și Îngerul Păzitor al Părintelui Ioan, parohul acestei Sfinte Biserici, care le-am petrecut cu toții în bună înțelegere. Astăzi am sărbătorit Sfânta Sfântumnezească Liturgie în această biserică bine amenajată, frumoasă, care este adusă la aceste condiții cu străduința parohului, clericilor, dar și cu suportul a dumneavoastră tuturor celor care stați în această biserică și a ctitorilor acestei biserici. Ne amintim atunci când Părintele Ioan a primit această biserică, în ce stare era, iată ne-a fost transmisă de către stat Bisericii Ortodoxe din Moldova. Iată că acum biserica este foarte frumos și bine amenajată, împodobită, așa cum mi se cade ca să fie casa Domnului nostru aici, pe Pământ. Aducând aceste mulțumiri Părintelui Ioan, clericii la Fundatul tuturor, Părintele Ioan la Sfânta și Dumnezească Liturgie, a fost decorat de către prefericitul Patriarh Kiril cu Ordenul Precinstea Sfântului Cuviosului Serafim Sfântului de Radonej pentru munca care a depus-o pentru această Sfântă Biserică. Dar noi cunoaștem că și preoții și dumneavoastră tuturor veniți la Sfânta Biserică, vă rugați la Sfânta Biserică, munciți nu pentru aceea ca să primiți laude, dar ce să împodobiți Biserica noastră Ortodoxă de Moldova, ca să ne mândrim în țara noastră. Există o biserică puternică, există preoți muncitori, există inoriași cu credință în suflet, care se străduie să mențină casa Domnului aici pe Pământ. Aducând aceste mulțumiri preoților, clericilor, care de asemenea au fost menționați cu distincție și bisericești, noi ținem să mulțumim și celor care au acordat ajutor mai mult decât alții, de ce e la raportul Părintele Ioan, unii dintre ei sunt menționați cu înalte distincții bisericești. Brevet numărul 324, domnul Ștefan Corona, se decorează cu Ordinul Cinstei Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, de gradul 2, în semn de recunoștință pentru activitatea sârguincioasă spre binere și pentru mărirea Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova. Vrește peste! Domnul Nicolae Lucian se decorează cu medalia în cinstea binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, în semn de recunoștință pentru activitatea sârguincioasă spre binere și pentru mărirea Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova. Vladimir, Divina lui Dumnezeu, Mitropolit al Chișinăului și al Nicolae Lucian. Cum faci? Vrednic este. Domnul Igor Dascăl se decorează cu medalia în cinstea cuviosului Paisie Velișcovski, în semn de recunoștință pentru activitatea sârguincioasă spre binele și întrumărirea Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova. Vrednic este. Doamna Valentina Păvălescu se decorează cu medalia în cinstea cuvioasei Maicii noastre Parascheva, în semn de recunoștință pentru activitatea sârguincioasă spre binele și întrumărirea Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova. Doamna Natalia Cotova se decorează cu medalia în cinstea cuvioasei Maicii noastre Parascheva,
semn de recunoștință pentru activitatea sârguincioasă spre binele și primărirea Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova. Doamna Maria Morozan se decorează cu medalia în cinstea cuvioasă imaginea sub Parascheva, în semn de recunoștință pentru activitatea sârguincioasă spre binele și întrumărirea Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova. Doamna Diana Plămădeală se decorează cu medalia în cinstea cuvioasă imaginea noastră Parascheva, în semn de recunoștință pentru activitatea sârguincioasă spre binele și întrumărirea Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova. Doamna Maria Braga se decorează cu medalia în cinstea cuvioasă imaginea noastră Parascheva, în semn de recunoștință pentru activitatea sârguincioasă spre binele și întrumărirea Sfintei Biserici Ortodoxe. Diplomă martirească se decorează doamna Tatiana Vâlță, titoră a Bisericii Schimbarea la Față din municipiul Chișinău. Diplomă martirească se decorează doamna Ana Urian, titoră a Bisericii Schimbarea la Față din municipiul Chișinău. Domnul Ghenade Boleacu, titor al Bisericii Schimbarea la Față, se decorează prezenta diplomă în semn de recunoștință pentru activitatea sârguincioasă spre binele și cumpărirea Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova. Cu diplomă arhierească se decorează familia Gălușcă, titor al Bisericii Gălușcă, diploma arhierească se decorează familia Florea, titori ai Bisericii Schimbarea la Față, din Bisericii. Cu diploma arhierească se decorează familia Melnică, titori ai Bisericii Schimbarea la Față, din municipiul Chișinău. Galina Melnică. Cu diplomă arhierească se decorează familia Coval, titori ai Bisericii Schimbarea la Față. Coval, Gheorghe, Săptămâna. Cu diplomă arhierească se decorează familia Vreme, titori ai Bisericii Schimbarea la Față din municipiul Chișinău. Cu diplomă arhierească se decorează familia Borș, titori ai Bisericii Schimbarea la Față. Eleonora. Cu diplomă arhierească se decorează domnul Vasile Negru, titor al Bisericii Schimbarea la Față. Cu diplomă arhierească se decorează domnul Eduard Leacu, titor al Bisericii Schimbarea la Față din municipiul Chișinău. Eduard Leacu. Cu diplomă arhierească se decorează doamna Mariana Plămădeală, titoră a Bisericii Schimbarea la Față din municipiul Chișinău. Cu diploma arhierească se decorează domnul Mihail Țurcan, titoră a Bisericii Schimbarea la Față din municipiul Chișinău. Se decorează domnul Serghei Botunar, titor al Bisericii Schimbarea la Față din municipiul Chișinău. Serghei Rotă. Cu diplomă arhierească se decorează doamna Lilia Rufanda, titor al Bisericii Schimbarea la Față din municipiul Chișinău. Cu diplomă arhierească se decorează doamna Vera Antoci, titora a Bisericii Schimbarea la Față din municipiul Chișinău. Vera Antoci. Cu
diplomă arhierească se decorează doamna Ludmila Șavga, titura Bisericii Schimbarea la Față din municipiul Chișinău, în semn de recunoștință pentru activitate sârbincioasă spre binele și întrumărirea Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova, Vladimir, Ludmila Dumnezeu, Mărita Chișinăului și al întregii Moldove. Înaltea Sfântiva Stăpâne, stimați părinți, iubiți frați surori, iată că a luat sfârșit epopeia care s-a numit Reparația Capitală a Bisericii cu Hramul Schimbarea la Față a Domnului nostru Iisus Hristos, care a durat un an de zile. A fost greu, știți cu toți, a fost foarte greu, pentru că e greu acum peste tot. E greu peste tot și e foarte greu și în biserică. Dar Dumnezeu a fost cu noi. Dumnezeu ne-a unit. Dumnezeu ne-a ajutat. Dumnezeu ne-a îndrumat. Și din puținul pe care fiecare dintre voastre îl dobândiți cu sudoarea frunții în zilele acestea, ați venit cu ajutor, ați venit cu dragoste și am făcut ceea ce se vede acum. Vreau să mă închin până la pământ, în altă simțitului, pentru susținerea părintească care m-a avut-o. Și dumneavoastră, iubiți frați surori, pentru că titlul principal acestei biserici sunt toți enoriașii noștri. Toți enoriașii noștri. Am mai spus-o și mai repet. Cred că de acum vei era licante, când o vedeți cu doamna aceea care vine cu căsuța aceea, în fiecare zi și să o opream față, dumneavoastră să uita în ori. Și dumneavoastră ori aveți ceva în buzunar, ori nu aveți ceva în buzunar. Și vă rați mâna și totuși donați acolo, acel puțin care și lucrările mergeau înainte, pentru că cu adevărat, știți că era biserica plină de șchele, pentru că lucrau paralel cam cu 4 brigăți, aproximativ la 20 și ceva de oameni. Și cu ajutorul dumneavoastră erau și hrăniți aici tot timpul și nu a fost ușor. Dar astăzi avem ceea ce avem și dumneavoastră sunteți cei care puteți să spuneți ne-a reușit nou ceea ce am pornit sau nu ne-a reușit. Și ce vreau să mai spun acum, cel mai mare, pentru mine, cea mai mare decorații a fost astăzi cuvintele înalt preasfințitului, când a spus că, da, cu adevărat, e bine, e foarte bine. Și de aceea, aceste cuvinte nu au fost adresate mie personal, pentru că eu, fără dumneavoastră, îs nimic, dar au fost adresate la toți enoriașii noștri, la toți creștinii care au venit aici cu dragoste și împreună ne-am stăruit și am făcut cu adevărat casa Domnului, să fie cu adevărat casa Domnului, să ne fie plăcut să intrăm aici. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu și de acum înainte. Vă mulțumesc din suflet și mă chin până la urmă. Și ca de obicei, întotdeauna pe cei micuți îi rugăm după liturgie să adune în fața amvonului, când vom ieși din altar, vom mâna cu cărțulie de rugăciuni, cu iconiță și câte o crociuliță. Vă rog aici la plăcut.